Ca să nu degenereze scandalul, un bărbat a intervenit între alți doi, dar a căzut el însuși victimă. A fost lovit în spate undeva lângă omoplat. Polițiștii au intervenit și l-au prins pe agresor și pe celălalt bărbat implicat în conflict, ambii fiind duși la sediul secției 1 Poliție Pitești. Pentru identificarea acestora, mai multe echipaje de poliție s-au deplasat în zonă. Cei implicați în starea conflictuală au fost identificați cu operativitate și conduși la sediul poliției. Bărbatul rănit a fost condus la unitate medicală unde i s-au acordat îngrijiri medicale. Rănitul a fost dus la spital unde s-a stabilit că are o plagă tăiată la omoplatul stâng, fără a se impune internarea. De dimineață, după audiere, agresorul, un bărbat de 33 de ani, a fost reținut. El este din Ștefănești și astăzi va fi dus la parchetul de pe lângă judecătoria Pitești cu propunerea de arestare preventivă. Este cunoscut cu antecedente penale și a mai făcut pușcărie.